Salutare, prieteni, sunt Greucean. Bine ați venit la episodul 2 din Bloodborne. Am început să câștig puțin skill față de primul episod. Am învățat puțin tactica de a lupta, oarecum. Hai să vedem dacă putem să progresăm un pic. Asta e și ideea. Ar vrea să vă zic că mi-am luat-o rău. Foarte rău, nu că rău. În ultimul timp. Am pierdut și Blood Echoes-urile mai încolo, unde sunt niște lupi care probabil o să-i vedeți în acest episod. Să-i batem pe ăștia, pe urâții ăștia. Hai de aici, hai de aici, mă, băiatele, mă. Atât, pe ăștia i-am bătut. Să vedem mai departe cum trecem de următorii. O secundă. Să vedem, să vedem următorii. Pa, urâtul ăsta de aici îl batem ușor. Că doarme. L-am bătut și pe ăsta. Ideea este că nu știu unde este următorul. Următoarea lampă, ca să salvez. Opa, mă, urâtule, sar de după gard. Stai așa, stai, te părăvește băiatul. Atât. Așa. Acum trebuie să-i batem pe ăștia de aici, care sunt destul de mulți. Cumva au pus pe o chestie, a dat foc la un vârcolac, la un lup, ceva. Oricum o creatură destul de nasoală, să zic așa. Hai, haide, haide băieții, hai că mai fac că... Ia de aici, fac, încă unul. No! No! Ia de aici. Și încă una. Așa, mă, muriți. Muriți, dar dați-mi poțiuni, că nu am poțiuni. Salata pe aici. Acum ce-ai salata pe aici? Ups! Fugi! Fugi că nu iau. Nici o poțiune. Bineînțeles. Da, bineînțeles. Încă n-am murit. O să-i dau un heavy attack. Și mai dau un heavy attack. O, nu... Ce mă disperă că nu-mi dau foc? Da, de jocul ăsta Bloodborne e destul de greu. Punishing. Trebuie să te ferești, să fii atent cum attack, cum se mișcă, să faci timing, că tot timpul, după fiecare atac, au un recovery time creaturile și oamenii ăștia de aici. La fel ca și mine, nu pot să atac continuu, trebuie am un recovery până ridic înapoi arma. Și atunci sunt vulnerabil. Cred că era prin spatele lor, un puțin. Deci pe ăla l-am luat, era puțin prin spate. Și să vedem, avem și un lup parcă pe aici. Hai să luăm întâi lupul. Care latră la metan. Și se ferește de mine adevărat lupul ăsta.
Băieți, s-ar putea să murim aici. Încercăm să nu murim, dar s-ar putea să murim. Panic mod, panic mod. Bă, m-ai prins. Ia de aici și încă una. Mamă, ce noroc am avut, am dat molotov pe unul fix lângă mine. Și am crezut că o sar și eu. Hai de casă, nu. Hai să luăm și pe urâtul ăsta de aici. Avem un pistolar care trage în noi și trebuie să-i facem dodge un pic. Sau să fug cumva. Și facem puțin arma. Și pistolar noi, ia de aici, mă, că pe pistola este de... îți sar măstelele. Și am zburat măstelele, cum trebuia. Câte molotoave am? Am mai am molotoave. Ia să vedem, avem molotov? N-avem molotov. Hai, nasol, dacă nu avem molotov. Nu prea vine să mă bat cu aia mare. Dar unde este lampa? Asta nu știu. Nu știu unde este lampa următoare. Ceea ce e nasol, ce nasol sunt aici. Sneak attack. Beware of sneak attack. Beware of fate. Ah, grăsuță. Găsuțul de acolo care trebuie să-l batem cu molotov. Deci am ajuns la piața asta. Asta căutăm tot felul de chestii dacă găsim. Well, stuck outside on a night of the hunt. Night of the hunt. Bun, dar cum îl batem pe ăla, că nu am. Hai să încercăm să-l batem, cât încercăm așa are. Nu, hai totuși că poate găsesc niște molotov. Bună. Dăm molotov. Pebble. Ah, nu pebble, dăm molotov. Oil urn. Două molotovi și moare la mare. Dar... Dar. Să încercăm să-l luăm așa cu el. Uitați urâtul. Dacă sar câinii pe mine și latră, o să vină și el, că îl alertează. Noaptea sângeroasă a început. Of, dacă aș găsi lampa, să salvez și eu în piața asta cumva. Haideți să încercăm să-l batem pe urâtul ăsta. Două molotoave, asta înseamnă că trebuie să dau vreo 4 lovituri în el. Fără să mă prindă. Dar nu prea știu cum atacă, ce stil are de atacat. Cât așa e cu spatele, încercăm un heavy attack, haideți, băieți. Ok. Un heavy attack a mers. Hai să vedem cum atacă urâtul ăsta. Hai urâtule, heavy attack din nou. Este. Heavy attack for the win. Mă, urâtule, mă, ești un urât. Vreau să-ți văd și eu fața. Ești de acolo, mă, urâtule.
Bruta de după ușă. Am bătut cu heavy attack. Acum să vedem următorii. Dar o să ajung iar la lup și acolo am pus-o. Beware of long weapon. Hai să vedem cum o facem pe ăștia. Hai cățelul, vină, hai, așa. Hai, știu că ai alertat pe toți. Urâtule. Un cățel e mort, următorul. Oh, dar mulți mai sunteți. Și cu patrula. Că o să fie cam nasol. Cățelul e mort. Bun. Mai avem patrula. Uite că vin urâții. Una. Avem și un pistolar care ne supără. Te-am pistolat, deci a zburat năsările din gură. E cu un câine. Hai. Hai, cuțu, cuțu, vină-vă. Ce violent ești. Hai. Bă, dar ești violent. Noaptea sângeroasă. Nu. Bun. View Specter. Nu. You not. Dead body. Dead body. Bun, acum ne-ar trebui o lampă, băieți. Ca să putem salva, că altfel trebuie să trecem din nou prin tot dacă murim. Asta e chestia la Bloodborne, te pedepsește dacă mori. Ceea ce înseamnă că nu vrei să mori. Și aici știu că sunt doi lupi care, să zic așa, e foarte nasol să-i bați. Uitați-i acolo. Așadar, lupii, încercăm următorul episod. Sunt Greucean, mersi că ați venit pe canalul meu de YouTube. Vă aștept pe Twitch TV, pe Greucean Gaming, unde fac stream de obicei seara și în weekend, seara fiind după 9:30 seara. Mersi că ați venit și ne vedem în următorul episod. Ciao!